Faza eparhială a concursului național catehetic rugăciunea în viața mea s-a desfășurat astăzi și în municipiul Curtea de Argeș. Pentru a fi evaluați, participanții și-au prezentat proiectele care au constat în materiale audio-video, expoziții, rugăciuni și pricezne în fața unei comisii de specialitate la centrul eparhial. Fasta județeană a concursului național catehetic Rugăciunea în viața mea s-a desfășurat în paraclisul Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica al Centrului Eparhial din Curtea de Argeș. Însoțiți de profesorilor. copiii din centrele și grupurile catehetice ale protopopiatelor argeșene au cântat pricesne, au rostit rugăciuni și au prezentat lucrări artistice și iconografice realizate pe lemn, sticlă sau hârtie. Părintele Consilier Parhial Dan Florin Borcea a apreciat strădania copiilor, preoților și profesorilor coordonatori și le-a mulțumit pentru implicare. Ca un covor multicolor și înmirezmat a fost prezența copiilor în acest miez de primăvară înmirezmată din cuprinsul întregii jurisdicții a eparhiei, e protoeriile Pitești, Topoloveni, Costești, Mioveni, Curtea de Argeș și Câmpul Lung Mușcel, venind aici cu locurile premiate, dintre toți, portofolul câștigător, în urma unei evaluări corecte de către Comisia alcătuită din inspectorii de specialitate ai Biroului de Cateheză și Activități cu Tineretul Inspectorul de religie, profesorul de omiletică și catehedică și profesor de limba și literatura română de la Seminarul Teologic, premiul întâi a fost acordat parohiei Crâmpoțan Tutana din protoeria Curtea de Argeș, școala generală Băiculești, reprezentată, coordonat proiectul de către doamna profesor Elena Cristina Georgescu. Programul proiectului, parcurs cu bucurie și entuziasm de copii, a însumat o serie de activități catehetice, cultural-artistice, sociale și filantropice, punându-se accentul pe cultivarea relației de comuniune a omului cu Dumnezeu și cu aproapele prin rugăciune, evidențiind rolul, importanța și necesitatea acesteia în viața bisericii și a creștinului, ca legătură și comuniunea omului cu Dumnezeu și cu aproapele, liant între membrii bisericii, condiție în urcușul duhovnicesc. Împletind munca cu rugăciunea, iubirea de Dumnezeu cu iubirea de aproapele, copiii au parcurs cu bucurie și entuziasm toate etapele proiectului, au muncit și au, cu o steneală duhovnicească, s-au implicat activ, iar astăzi copiii uh, culeg roadele muncii lor. Între criteriile de evaluare a proiectelor s-au numărat cunoașterea învățăturii Bisericii Ortodoxe despre rolul rugăciunii în viața creștinului, experiența trăirii rugăciunii în viața personală și comunitară și implicarea activă în viața Bisericii. Mă bucur că am putut participa la acest proiect și îi mulțumesc doamnei Georgescu Cristina că mi-a dat această oportunitate. Acest concurs ne apropie de Biserică și ne îndeamnă spre rugăciuni. Ne bucurăm că am avut oportunitatea de a ne apropia de Dumnezeu prin intermediul acestui proiect și cu toții suntem foarte fericiți că roadele muncii noastre au fost încoronate cu acest rezultat și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru grija pe care o are asupra asta. Acest concurs este o experiență frumoasă și educativă. Ne arată cât de importantă este Biserica și rugăciunea în viața creștinilor. Eu și sora mea încercăm să mergem cât de des putem la biserică ca să ne rugăm pentru noi, pentru uh, semenii noștri și pentru sănătate. Nimic nu este posibil fără Dumnezeu. Concursul Național Catehetic Rugăciunea în Viața mea este organizat de Patriarhia Română în parteneriat cu Ministerul Educației.